Bărbatul din Timișoara, suspectat de o dublă crimă, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fugea pe străzile orașului imediat după atacul sângeros. Suspectul este în continuare de negăsit. Acesta ar fi ucis cu sânge rece doi pensionari, chiar în apartamentul lor, unde intrase cu scopul să-i jefuiască. Cei doi vorbeau la telefon cu un nepot din Germania, care și-a trimis un văr să vadă ce se întâmplă. Ce ipoteze au procurorii în acest caz, ne spune colegul nostru Mihai Vălușescu și vă reamintim, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Mihai, te urmărim! Bun găsit tuturor! Un pas important în ancheta anchetatorilor a fost făcut în timpul audierilor din această dimineață. Nepotul celor doi bătrâni, care a și descoperit pe cei doi în apartament, este principalul martor în această operațiune, în această anchetă, pentru că a reușit să îl surprindă pe atacator, a reușit să-l vadă preț de câteva secunde bune și iată, în timpul audierilor a oferit o descriere. Avem și noi această parte de declarație a nepotului victimelor, obținută cu ajutorul surselor judiciare. Așadar, nepotul bătrânilor spune că este vorba despre un bărbat brunet, aproximativ 1,80 m înălțime, vârstă aproximativă 30-35 de ani. În momentul în care a dispărut și a comis oribila faptă, acesta purta pantaloni scurți, închiși și la culoare, un hanorac de trening cu glugă gri sau vernil, și încălțăminte de culoare închisă. Un detaliu important pe care l-au mai primit anchetatorii în timpul audierilor: există posibilitatea ca agresorul să fie rănit la mâna dreaptă, pentru că în momentul în care nepotul a intrat în locuința bunicilor săi, agresorul s-a năpustit asupra lui și a încercat să îl omoare și pe acesta, însă a reușit să scape cu viață și l-a și rănit pe agresor la mâna dreaptă. Așadar, cu toate aceste date puse cap la cap, anchetatorii încearcă în acest moment să contureze un posibil portret robot al celui pe care îl caută, pentru că până în acest moment nu știu cu exactitate, cu nume și prenume, cine este cel care a comis oribila faptă de aici, din centrul Timișoarei. Vă reamintim că în momentul în care hoțul a intrat peste bătrâni în casă, aceștia vorbeau la telefon cu un nepot de-a lor din Germania. Acesta a auzit că se întâmplă ceva și imediat și-a alertat verișorul care locuiește în apropiere, iar acesta a fost cel care a făcut șocanta descoperire, dar și cel care a anunțat primul polițiștii.